Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod în seria noastră de Need for Speed World. După cum v-am promis, astăzi am cumpărat un BMW E46, un BMW M3 E46. Uitați-l cât de frumos e. Frumos rău de tot, frate, mașinuța asta. Suntem aici cu Ciuciolina. Zile ceva la oameni. Hai, salută-i. Hai, saluți. Zi ceva. Bravo. Așa. Băi, frate. Băi, frate, haide să-l tunărim așa un pic, să-l facem, să-l modificăm noi. Că nici nu l-am modificat, am vrut să o fac deodată cu voi. Ia să vedem. Hai să începem prima dată cu culoare. Asta îmi place cel mai mult mie. Ce culoare să-l facem noi, băi, vino cu Acoco. Hai la tata tău. Ia să vedem ce culoare să facem noi 46-le nostru. Ia să vedem așa. Băi, hai mă, îl facem un galben așa, mă. Ia, hai mă, să-l facem un galben așa noi. Cu niște jante negre. Da, cu niște jante negre, neapărat. Nu se pune în discuția. Cu un eleron așa negru, cu un lip de ăsta negru. Ok. Save. Aftermarket shop. Ia să vedem noi aici. Ce găsim noi aici. Ce body-uri ne dăm, că în afară de... Afară de-a lui, nu cred că e frumos nimic. Trebuie lăsat așa. Ce dracu, bunul reținit astea. Astea surte rău, nici nu... Nu, ce e original, e foarte frumos. N-are rost, frate, să stricăm... E foarte frumos el așa, cum vine de fabrică. Poate o capotă, poate o chestie. De asta e așa, să făceam eu un inventar. Ia să vedem ce avem în inventar noi. Asta e incompatibilă. Jante. Ia să vedem. Astea sunt mai frumoase care le am eu. Bă, parcă ar fi mai frumoase ale mele. Ce am eu pe aici așa? Astea sunt urâte. Nu. Băi, astea sunt frumoase rău de tot. Astea chiar sunt frumoase așa. Cu buză. Chiar îmi plac. Ia, number plate, ce polșca ai mă, ești de aici. Asta. Street car, uite, ăsta e mișto. Așa, ia să vedem ce mai găsim la gift, nu. Hai să vedem la aici, la shop. Să-i mai punem neoare, mă. Oare, mă. Uite, ăsta e frumos. Asta chiar e frumos așa, asta nu, light. Nu. Ia, asta cum e, nu. Ia asta. Și ăsta e drăguț. Asta nu-mi place de niciun fel. Nici asta. Nu, hai să-l punem pe la ultimul, că era super. Ia să vedem yellow ăsta. Uite, ăsta e chiar mișto. Geamurile cum să le facem, boys? Să le facem negru. Ia, avem și negre așa de tot. Black. Dar mai negre de atât n-avem? Vreau mai negre de atât. N-avem? Chiar n-avem? Nu cred că avem mai negre de atât. Hai să le punem așa cum e mașina. Ce naiba asta aici e? Need for Speed Mario Driver. Hai, uite mă frate, ești nebun. Și nu putem să punem și asta? Hai să lăsăm să ne arate că avem și un om așa în mașină aici.
Number plate avem, gift nu ne interesează. Buy this, buy this, buy this, buy this. Aftermarket special. Da, dar vrem pe asta. Ce zice, mă? Bine. Păi de ce nu ne lasă să-l luăm pe ăsta, frate, ești de bun? Nu ne lasă, mă, să-l luăm pe ăla. E 3? E. Ok, băi, vinile, nu aș pune nimic așa. Nu prea-mi place mie nimic așa să-i pun. Să-i pun chestii de-astea. O poțănate rău de tot. Dar așa că aici am mai fost. Performance. Aici n-am fost la performance. Ia să vedem. Inventory. Nu. Engine. Ia să vedem. Avem ceva mai bun pentru el. Cum să nu. Cum să nu avem. Normal că avem. Hai să-l facem. Bun. Ok. Save. Bă. Nu. Nu e voie aici. Hai, vină cu a. Ai chef de joacă pe tastatură, tu. Am pus-o odată pe tastatură, frățuri, și de atunci. Ia uite-o, ia. Uite-o, ce frumoasă e ea, mă. Ia să vedem, găsim și vreo cursă să ne duelăm. Uite că am găsit una. Cu niște băieți aici. Hai să-i dau un ready. Hai să vedem ce poate mașina. Nu e așa, Cocolina? Hai să vedem ce poate mașina, fraților. Uite, ăștia au Lotus. Unul are Lotus. Și ăsta la altă are un 911. Un Porsche-lău. Da. Pam pam pam. Ki cu ki. Ki cu ki. Hai, zi și tu. Bravo, cântăciosule. Iam. Începe cursa, boys. Oh, am luat și perfect startul. Da, ia mă fac, mă. Ia să vedem. Ah, păi mai sunt doar eu cu ăsta, mă. Aia n-am intrat? Am crezut că am intrat și ea, fraților. Hop. Suntem cu BMW-ul nostru, e 46. Tu e 46-le nostru. Uite, închisă scurtătura aia. Pe aia o văzusem și eu. Ia să vedem. Bă, da, se duce ăla. Cu Lotus-ul, băiatul ăla. Trebuie să mai ne upgradăm și noi puțin așa mașinuța, dar nu contează, frate, e bună. Chiar e bună, să știi. Au ce... ce se înfige, stă bine și pe handling. Mai vreau cu Apoco, lasă-mă, să mă joc și eu. Puțin aici, uite-te la oameni, privește-i. Privește oamenii. Da, uite. Au, ce facem noi aici, îți place? Îți place ce facem noi? A? Îți place 46-le?
te-ai dus direct la microfon. Bravo. S-a dus direct fraților pe microfon, Coco stă la microfon acum, n-are nicio treabă. Bă, ăla s-a cam dus, bă, băiatul ăla. E cam la 82%, noi suntem de-abia la 65. Trebuie să ne grăbim, că dacă trece la startul, trebuie să-l trecem și noi. Să nu ne dea DNF de ăla, sau cum se numește ăla. DNF-ul de ăla. Deci n-ai voie. Mamă, s-a dus. Hai să trecem și noi așa repede. Bam. Trebuie să mai lucrăm puțin la el. Și la mine. Hai, tata, hai. Hai, tatule. Tatule. Bam, 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 bam. Așa. Ce faci, ma, acolo, ma? Deci 4 de Coco, plus încă 12. Coco, ai că ne-a dat și un achievement. Ia să vedem ce primim aici noi la achievement-ul ăsta. Ok. Încă 50 de mii. Perfect. Ne recuperăm și noi bănuți așa ușor, ușor. Hai vină cu că tu faci numai prostii. Faci prostioare și nu e bine. Uite, trebuie să ne luăm la revedere de la oameni. Nu putem să ne întindem pe ăla. Așa. Da, mă, frățiorilor, cam atât și cu episodul acesta. O să revenim și cu alte episoade. Facem tot felul de challenge-uri, testăm tot felul de mașini și pe aici. Și ce să zic, eu sunt Just Will, el este Coco. Coco ne-a stâmpăratul azi. Și ca de fiecare dată, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!